La nivelul județului Teleorman, salariul mediu este cel mai mic din România. Nu o spun eu, ci sunt datele oficiale ale Institutului Național de Statistică. Această situație este determinată de mai mulți factori. Locuitorii noștri se confruntă cu o lipsă acută a locurilor de muncă, motiv pentru care sunt nevoiți să plece în alte județe sau în străinătate pentru o viață mai bună și pentru a-și putea întreține familia. De asemenea, la nivel național, suntem numiți județul fără industrie, percepție care trebuie imediat schimbată. Autoritățile județene trebuie să lucreze la oaltă pentru a găsi soluții ca tinerii noștri să nu mai migreze către zone mai dezvoltate. Ei nu ar mai pleca de lângă părinții și copiilor dacă ar avea acces la locuri de muncă mai bine plătite în județ. Ce putem face? Soluțiile sunt la îndemâna noastră. Înființarea de parcuri industriale pentru atragerea de investitori și dezvoltarea de noi ramuri economice, acestea conducând în mod direct la crearea de locuri de muncă mai bune și salarii mai mari pentru locuitorii județului. Am purtat discuții cu investitorii importanți din industrie care vor să-și mute la noi o parte a activității, însă au nevoie de o mai mare deschidere din partea noastră. Aceste demersuri ar contribui semnificativ la reducerea șomajului și a disparităților în raport cu celelalte județe. De asemenea, periodic trebuie să informăm populația județului cu privire la dezavantajele muncii la negru. Sub niciun pretext și în nicio situație, locuitorii din Teleorman nu trebuie să accepte să presteze muncă nedeclarată. Sunt Marin Țole, candidatul dumneavoastră la funcția de președinte al Consiliului Județean Teleorman. Dacă mesajul meu v-a convins și dacă doriți să mă acordați încrederea dumneavoastră, vă rog să mă votați pe data de 9 iunie. Votați Marin Țole, votați Partidul Național Liberal.